Ne face plăcere să, de fiecare dată când călătorim undeva, când înregistrăm un eveniment, să avem ocazia să înregistrăm opinii, păreri, sfaturi, gânduri bune, încurajări de la oameni care ne privește și care sunt telespectatorii noștri. Avem pentru dumneavoastră o scurtă contribuție, o încurajare de la o tânără telespectatoare, susținătoarea noastră din București. Alfa Omega de-a lungul anilor a fost în fruntea mișcării, cum ar veni, tot timpul a găsit momentele importante, momentele, punctele nevralgice, cum ar veni, și a fost acolo și a, din ceea ce se întâmplă în viața spirituală creștină în România. Și eu cred că Alfa Omega este o televiziune care are o viziune pentru viitor, care vede lucrarea lui Dumnezeu și nu este doar o televiziune care urmărește ce se întâmplă, ci cred că cumva și ajută să împingă lucrurile înainte. Prin faptul că, prin mesajele pe care le difuzează, prin faptul că este acolo și susține atâția oameni ai lui Dumnezeu, și cred că foarte mulți oameni beneficiază de pe urma programelor Alfa Omega și Dumnezeu să vă binecuvinteze din belșug și să facă ca această lucrare să crească, și foarte mulți suntem hrăniți de programele astea și sunt foarte încântată de treaba asta.